Și analizăm toate aceste mesaje cu Flavius Caba Maria, expert în geopolitică, care a acceptat invitația InfoPlus. Bun găsit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Cum arată în acest moment Iranul? Cum arată Israelul? Haideți să contextualizăm. Da, acest eveniment de la sfârșitul de săptămână a reprezentat, după părerea mea, o schimbare de paradigmă în relațiile internaționale din Orientul Mijlociu. Și anume, acest război nevăzut dintre cele două state a fost scos la suprafață. Plus, odată cu consolidarea părții conservatoare la Teheran, a încercat să nu mai utilizeze acea strategie de răbdare, răbdarea strategică pe care au aplicat-o până acum. Și au decis că acest punct al răbdării strategice reprezintă de fapt o vulnerabilitate. Și au decis să reacționeze după câteva zile, totuși, după 12 sau 13 zile de la atacul asupra facilităților ambasadei iraniene din Damasc. Israelul, practic, a decis să atace Iranul. Haideți să analizăm puțin arsenalul iranian, dar și cel izraelian. Știm că sunt undeva la 2,6 milioane, așa arată bugetul anual al IDF. Da, din punct de vedere al bugetului și al capabilităților militare, ambele state au diferite tipuri de armamente. În ceea ce privește Iranul, în cazul acesta se bazează mai mult pe sistemul de rachete balistice, bineînțeles și dronele dezvoltate în ultima perioadă și rachete de croazere. În schimb, partea izraeliană, noi cunoaștem, are un sistem de apărare antiaeriană foarte bine dezvoltat pe diferite niveluri. Am văzut modul cum a reacționat foarte eficient în funcție de tipul de rachete care se folosește și ei pun în funcțiune acest tip de apărare antiaeriană. Plus, cunoaștem și noi, are o aviație foarte puternică, lansând lovituri de precizie foarte bine, foarte bine stabilite. De asemenea, și forțele terestre izraeliene sunt foarte eficiente. Deci, dintr-o anumită perspectivă, există o capabilitate militară, să zic, comparabilă. Dar dintr-o altă perspectivă, de exemplu, acum în cazul acestui atac, cheltuielile care au fost, că ați vorbit de cheltuieli bugetare, Iranul a cheltuit doar câteva milioane de euro sau dolari, depinde cum facem calculul. În schimb, Israelul și aliații au cheltuit, cred că, aproape de miliarde dolari pentru a contracara rachetele și dronele lansate de către Iran. Da, sistemele performante ale Israelului sunt extrem de costisitoare. Lucru recunoscut de altfel și de excelența sa, ambasadorul Israelului în România. De asemenea, Iranul prin acest atac a încercat să folosească rachete balistice, montând diferite tipuri de focoase, astfel încât să observe modul în care reacționează apărarea antiaeriană izraeliană. Deci, în cazul practic, acesta a fost și un test? Putem să spunem și lucrul acesta? Da, eu consider că a fost un test pe linia militară de analiză a modului de ducere a luptei, a analizei modului în care se reacționează la atacul lor. De ce? Atacul nu a fost unul surpriză, a fost unul anunțat, se cunoștea, doar în momentul probabil nu era exact cunoscut. S-au lansat diferite echipamente, diferite rachete, și la diferite intervale de timp. Întâi s-a început cu drone, apoi cu rachete de croazieră și ultima dată rachete balistice. Toate acestea au intervale de timp diferite, și anume dronele au avut o lungime de călătorie de aproximativ 4-5 ore sau chiar 7 ore, depinde de tipul de dronă. Rachetele de croazieră aproape până la o oră, în schimb rachetele balistice 10-12 minute. Deci modul de reacție a fost total diferit. Totodată, Iranul a folosit și elemente ale milițiilor din cadrul acției de rezistență sau proxy, cum vrem noi să le definim, sau în funcție de doctrina utilizată, astfel încât să lovească și din alte trei puncte. Ceea ce reprezintă faptul că Iranul a încercat să-și pună în aplicare strategia sa de apărare, care este bazată la nivel strategic defensiv, dar la nivel operațional tactic este unul ofensiv, bazându-se și pe aceste elemente de miliție ale axei de rezistență dislocate în zona Orientului Mijlociu, și anume Liban, Siria, Irak,
Yemen. Am observat că au executat lansări și din Irak și din Yemen. Dar ce vrea în acest moment Iranul să demonstreze lumii? Bine, lumii arabe în primul rând și după aceea lumii în general. Bun, ce a dorit să demonstreze prin acest atac, a dorit să-și reafirme superioritatea, să-și afirme poziția de putere regională. Asta e primul aspect. Al doilea aspect, a avut nevoie de o legitimare și sau un răspuns pentru populația internă ca urmare a atacului asupra facilităților ambasadei, precum și tot un alt element de imagine este față de elementele proxy, să spună că totuși noi nu am făcut un pas înapoi, ci am reacționat la acest atac. Atac considerat de experții de pe zona Orientului Mijlociu, ce mă refer asupra consulatului de pe 1 aprilie, că s-a depășit o anumită linie roșie în Orientul Mijlociu în războiul acesta nevăzut dintre cele două părți. În momentul acesta, autoritățile de la Teheran au decis, cum v-am spus, să treacă la o reacție oficială. De ce au trecut totuși la o reacție oficială? Am observat și în ianuarie că autoritățile iraniene sau forțele armate iraniene au reacționat și față de alte elemente care au pus în pericol securitatea lor, și anume în Kurdistan și chiar în Siria, dar a existat și un mic incident la granița cu Pakistanul. Deci odată cu noua administrație a președintelui Raisi de la Teheran, s-a aliniat politica conservatoare a Iranului, astfel încât liderul suprem, președintele țării, cât și președintele Parlamentului să aibă aceeași voce. Da, interesantă explicațiile dumneavoastră. Mulțumim, domnul Flavius Caba, pentru Maria Caba, pentru toate aceste explicații și vă mai așteptăm la InfoPlus.